Pandemia de coronavirus a afectat sistemul Horeca, iar statul român are grijă ca afaceriștii din domeniu să nu aibă de suferit prea mult. Printre ei sunt și niște magnați din domeniu cu afaceri de zeci sau chiar sute de milioane de euro, patroni de întregi lanțuri hoteliere de la malul mării și nu numai. Printre cei care primesc bani de la stat se numără și Mohamed Murad, unul dintre cei mai mari antreprenori din domeniul ospitalității. Afaceristul primește puțin peste 1 milion de lei ajutor pentru pierderile suferite în perioada pandemiei. Nu e nimic rău că statul sare în ajutorul oamenilor care au pierdut în această perioadă, însă Murad, de exemplu, are o avere estimată la 130-150 de milioane de euro și se clasează pe locul 32 în top 300 cei mai bogați români. Așa că milionul de la stat nu e decât o picătură într-un ocean, însă o picătură care ar fi putut salva câteva zeci de firme mici de la faliment, dar care nu au avut norocul magnatului Murad și au pus lacătul pe ușă. Un alt bogat al domeniului Horeca, care primește bani de la stat, este Nicolae Carabulea, fiul celebrului om de afaceri Ilie Carabulea. Aici, statul a fost mai generos și l-a ajutat pe Nicolae Carabulea cu 2,2 milioane de lei. Și Gabriel Comănescu, cunoscut mai mult pentru afacerile din domeniul petrolier și din energie, afaceri care i-au adus sute de milioane de euro în conturi, primește pentru firma sa de turism peste 1,6 milioane de lei de la stat. Alți bani care puteau salva zeci și zeci de firme mici și care pentru averea lui Comănescu nu înseamnă mai nimic, dar i-a luat, nu i-a dat. Ajutoare de la stat au mai primit Ion Dumitrache, președintele organizației municipale PSD Constanța, aproape 900.000 de lei pentru două firme, dar și fostul senator PSD Tit Liviu Brăiloiu. Peste 400.000 de lei pentru un complex deținut la malul mării. Recordul banilor primiți de la stat îl deține însă Aurelian Marin, fost consilier local PSD în Constanța. Puțin sub 4 milioane de lei a primit Marin ajutor de la guvern.